Accesul contribuabililor în incinta Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și în sediile structurilor subordonate, se va efectua doar cu certificat verde, începând de pe 25 octombrie. De asemenea, instituția le reamintește contribuabililor că obligațiile fiscale pot fi îndeplinite utilizând mijloacele de comunicare la distanță. Declarațiile fiscale pot fi depuse prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual sau prin www.e-guvernare.ro. Astfel, vor avea acces persoanele care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test real-time PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, numai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, numai vechi de 48 de ore, dar și persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Totodată, ANAF va lua măsuri în vederea implementării excepțiilor prevăzute de articolul 12 din anexa 3, la hotărârea Guvernului cu numărul 1090 din 2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. Pentru efectuarea plăților pot fi folosite servicii oferite de terți, internet banking sau www.ghiseul.ro. Informații generale în domeniul fiscal se pot obține la call center ANAF, la numărul de telefon 031 403 9160.